Și peste toate nici măcar nu mai putem spera la bătrânețe liniștită. În România, 10 salariați susțin 8 pensionari și peste 10 ani raportul va deveni de 1 la 1. Un angajat va plăti pensia unui senior. Sistemul public de pensii s-ar putea prăbuși, de aceea ar trebui să luăm pe cont propriu problema și să ne gândim la variante de economisire. Angajații care contribuie astăzi la sistemul public de pensii nu au garanția că în viitor statul va avea de unde să le plătească acest drept. Populația României continuă să scadă și va ajunge în 2050 la aproape 15,7 milioane de locuitori, potrivit prognozelor Organizației Națiunilor Unite. Numărul pensionarilor va fi mai mare decât cel al angajaților. Nu mă bazez pe pensia de stat pentru că este foarte mică. Analiștii ne sfătuiesc să căutăm din timp soluții de economisire. Alternativa pe care o avem este cea a investițiilor în acțiuni, pentru că piața de capital are o capacitate mai bună de a absorbi inflația. Ne gândim la produse pe termen lung. Dacă aș fi pus acum 10 ani 100 de lei într-un fond de acțiuni, astăzi aș fi avut 202 lei. Ne gândim și la pensia privată, pilonul 3. În prezent, 10 fonduri de pensii facultative administrează banii românilor din pilonul 3. Datele ASF arată că în februarie 2023 erau înscriși peste 637.000 de oameni. Pentru pilonul 3 avem și un beneficiu al deductibilității fiscale. Pentru aproximativ 150 de lei, 200 de lei pe lună putem să transferăm bani direct din salariu brut. Este un lucru excepțional, după părerea mea. Deci ar ajuta fantastic. În cazul celor care au deja pilonul 2 și poate și pilonul 3, trebuie să înțeleagă că ei au o expunere foarte mare în titluri de stat. Titlurile de stat au dobândă fixă, deci nu au performat foarte bună în acest context de inflație. De aceea, fondurile private de pensii, depozitele sau conturile de economii sunt alternative de luat în calcul pentru bătrânețe. Să presupunem că o persoană economisește 150 de lei lunar timp de 35 de ani. La un câștig real de 1% va strânge în cont 75.000 de lei, adică puțin peste 15.000 de euro. Dacă randamentul ar fi mai bun de 3%, spre exemplu, ar strânge în cont 110.000 de lei, adică 22.000 de euro. Pe mulți români, grija zilei de mâine îi împiedică să se gândească și la pensie. Nu apuc să economisesc. Cheltuielile sunt foarte mari. Într-o familie cu doi copii. Cine a cotizat timp de 35 de ani la sistemul public de pensii la nivelul salariului mediu brut pe țară strânge în jur de 600.000 de lei, însă la bătrânețe va beneficia doar de 200.000 de lei, adică de 3 ori mai puțin bani, arată o simulare de calcul.